Noua ta căsuță. O știi. Bine ai venit acasă. Nu vreau să locuiesc aici. Vreau cu mama. Olimpia, am mai vorbit. Mami a plecat să fie cu doamne. Nu e adevărat. Mama s-a omorât pentru că nu mai iubeai. Știi că-s trecut tantea asta nouă. O urăsc. E numai vina ei. Olimpia, te rog, nu vorbi așa cu Mihaela. Uite, ea e noua ta mamă. Nu e adevărat. Ea nu e mama mea. Nu o să fie mama mea niciodată. Olimpia! Hai, te rog, nu mai plânge. Îmi pare rău. N-aș fi vrut să începem noua noastră viață așa. Nu e vina ei, săraca. Plâng pentru că îmi dau seama prin ce a trecut când și-a găsit mama moartă. Ce traumă îngrozitoare. Mihaela, tu știi că Ana nu s-a sinucis din cauza ta, nu-i așa? Da, știu, Doru. Și îți promit că o să fac tot posibilul să o atrag de partea mea. Hai să vezi că o să reușesc, nu mă las cu una, cu două. Ești o femeie minunată. Te iubesc. Și eu te iubesc. Tot ce-mi doresc e ca Olimpia să treacă cât mai repede peste trauma asta și să te accepte. Hai să vezi că o să fim o familie fericită până la urmă. Oli! Ți-am adus micul tău dejun preferat, omletă cu cașcaval. Cine ți-a zis că e micul meu dejun preferat? N-ai zis tu asta? Nu, Miha. N-ai fost atentă. Nota 4. Miha? Dar cum vrei să-ți zic? Mama? În visurile tale. Nu vreau să fiu mama ta. Vreau doar să ne înțelegem, să fim o familie. Păi asta nu o să se întâmple niciodată. Iar dacă nu-ți convine, știu unde e ușa. Olimpia. Hai că am plecat la școală, că mă enervez și n-am chef azi. Ce faci? Bună, Madalina! Uite, mă duc la școală. Tu ce faci? Mă duc la muncă. Vrei să te duc cu mașina? Ia ta? Da, fată. Am un client care e super șmecher și mi-a făcut cadou o mașină. Wow, ce tare! Da, nu mă plâng. Știi ce, Madalina? Hai că vin cu tine cu mașina. Super! Dăm drumul tare la muzică și ne distrăm. Hai! Mihaela! Doru? Surpriză! Nu mai puteam de dorul tău și m-am întors mai devreme din delegație. A, mincinosule! Îți jur, nu mai puteam de dorul tău. Așa mă enervează când trebuie să te las singură să plec în delegație. Nu cumva ești gelos? Mor de gelozie. Știi că doar pe tine te iubesc. Juri? Că nu știu ce aș fi în stare să fac dacă mă înșela. Nu știu ce te-a apucat, nu fi caragios. Te iubesc și vreau să fii doar a mea. Hai să mergem, că mi-e foame! Las că vezi tu, Mihaelo. Bună ziua! Am adus comanda de la Prozar. Păi de când livrați dumneavoastră? Parcă aveți curieri. Ei, domnișoara, pentru doamna Mihaela livrez personal. Ah. E cumva acasă? Nu, nu e. Dar sigur o să-i pară rău că nu v-a prins. Serios? Da. Mama mea vitregă vorbește non-stop despre dumneavoastră și despre cât de drăguți sunteți. Păi să-i spuneți că am trecut pe aici atunci. Dar o întrebare. Doamna Mihaela este soția tatălui dumneavoastră. Nu vă deranjează că... Sincer să vă spun, nu m-ar deranja. Ba chiar aș fi foarte fericită dacă Mihaela l-ar lăsa pe tata pentru dumneavoastră. Interesant. Și chiar credeți că i s-au prins călcăie după mine, așa? Nu cred. Sunt sigură. Știți ce? De ce nu-i lăsați o scrisorică? O scrisorică? Wow. Mamă, ce romantic e. Păi, da, aveți o foaie și un pix? Da, sigur.
Mamă, e ca în filme asta. Ta-ra-ra, love is in the air. Ta-ra-ra-ra-ra, love is in the air. Dragă. Mihaela, de fiecare dată când te văd, mi se pare că iese soarele. Dă-mi ocazia să te fac să te simți cea mai norocoasă femeie de pe planetă. Sunt sigur că nu o să regreți pentru că o să te tratez ca pe o regină. Ce slinos. Dar lasă că e fix ce-mi trebuie. Mircea e perfect pentru planul meu. Dragă Mircea. Sper să înțelegi că trebuie să fiu discretă. Dar mă topesc de fiecare dată. Când vii să ne aduci comanda. Vreau să fugim împreună, doar noi doi, împotriva tuturor. Ca Bonnie și Clyde. Olimpia, bună! Ia uitați ce-mi eu aici. Ce-i asta? Scrisorică de la Mihaela. Mi-a răspuns? Da. Dar vă rog să fiți discret când o vedeți pe stradă. Vă dați seama, nu poate fi văzută cu dumneavoastră. E femeie căsătorită. Sigur. Doamne, nu pot să cred că mi-a scris. Ce femeie! Mulțumesc mult, Olimpia! Cu plăcere! Bună ziua! Bună, Mihaela! Ți-am adus pachetul. Așa, am pus și niște cărnați de mangaliță din partea casei. Mulțumesc. Tot ce e mai bun pentru regina mea. Să-ți dau și un bacșiș dacă tot te-ai deranjat. Înțeles. Ok, înțeles, îmi place. Îmi place. Să fiu mai discret. Îți promit, mai rugat, o să încerc să fiu mai discret. O să plec, dar ne vedem mai târziu. O zi frumoasă ca tine. Al tău. Clyde. Ăsta fumează pătrunjel în loc să-l pună în supă.